Dimineața. Bună dimineața! Iată că în ultimul an agricultura a fost marcată de două evenimente importante. Pe de o parte pandemia, de cealaltă parte o secetă extrem de gravă, una dintre cele mai grave din ultimii 50 de ani, dacă ascultăm ce spun agrometeorologii, și evident că asta a însemnat o producție mai mică în ultimul an. De pildă, în 2020 am avut producție totală de cereale de 17 milioane de tone, de două ori mai mică față de anul 2019, la o suprafață cultivată de 5,3 milioane de hectare, față de anul trecut când am cultivat 5,5 milioane de hectare. Asta înseamnă un randament de 3,1 kg la hectar în ultimul an, față de 5,4 kg în 2019. Evident, producție mai mică înseamnă pierderi pentru agricultori care măresc prețurile acolo unde pot. Asta se întâmplă inclusiv la producători care primesc materia primă la un preț deja mai mare, așa că pentru noi ceilalți, deja când ajungem în hipermarket, găsim pâinea, uleiul mai scumpe cu 5% în ultimele luni, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Făina are și ea un preț mai mare cu 7%, mălaiul cu 5%, iar carnea, fie că e de porc, de vită sau de pui, s-a scumpit în ultimul an tot cu 5%. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă anul acesta, deja încă din prima zi a anului știm că au fost actualizate acele accize la carburanți și doar în ultima lună, ca să vă faceți dumneavoastră o idee, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3%, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri ajungem acum să achităm mai mult cu 7 lei. În cazul motorinei, creșterea este și mai mare. Prețul mediu a suferit o majorare de 4,1%, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri plătim astăzi cu 9 lei și 50 de bani mai mult decât acum.